S-a discutat în ultimele luni despre reintroducerea armatei obligatorii. Ce părere are partidul pe care îl reprezentați și dumneavoastră despre acest subiect? Să vorbim de un stagiu militar obligatoriu cred că nici nu e momentul, din punctul meu de vedere, această, această propunere nu este una fezabilă astăzi. Ok, o să spuneți că avem un conflict la frontieră, dar la fel cred că e bine să nu speriem lumea. Nu știu dacă în istorie România a avut vreodată mai multe garanții, cum vrei să-i să spuneți, de securitate decât are astăzi, fiind membra a NATO. Soluțiile la care ne-am putea gândi noi sunt modelele german și suedez, în care există un program voluntar de serviciu civil, completat ulterior uh, cu facilități fiscale pentru cei care uh, doresc să parcurgă acest stagiu de pregătire civilă. Nu e vorba de pregătire armată, ci mai degrabă de pregătire pentru siguranța statului, uh, în sensul în care, după completarea stagiului uh, voluntar, ar putea fi chemați în caz de dezastre naturale sau uh, alte uh, cazuri nefericite. Chiar și prin programul de guvernare a menționat că ne dorim să introducem un stagiu militar pentru tineri, un stagiu militar de aproximativ 3 luni pentru tinerii cu vârste între 18 și 20 de ani. În situație de război, că avem stagiu militar satisfăcut, că nu-l avem, tot vom fi mobilizați. Iar în sensul acesta este mult mai bine ca noi tinerii să beneficiem de o pregătire prealabilă și nu în timpul războiului, într-o situație de criză. Așa cred că ar trebui noi ca tânără generație să ne dezvoltăm și să creștem într-un climat în care să ne asumăm să fim și bărbați și să punem umărul și să intervenim când se întâmplă ceva în societatea noastră. Nu cred că introducerea armatei obligatorie ar fi o idee bună sau ca tinerii ar susține această idee. Suntem de acord că trebuie să fim pregătiți, țara trebuie să fie pregătită Armata trebuie să fie pregătită pentru orice eventualitate, mai ales că suntem uh, foarte aproape de un conflict armat. Însă, cred că ar fi mai de folos ca cariera de militar să fie promovată în rândul uh, tinerilor. Cred că ar fi mult, mult mai de folos. Nu susținem uh, această inițiativă, susținem că armata ar trebui uh, exclusiv uh, să fie alcătuită din uh, profesioniști. Nu susținem uh, acest lucru, considerăm că resursele trebuie să fie direcționate înspre profesionalizarea armatei, înspre pregătirea militarilor care sunt Fac astăzi parte din, din armata română, iar dacă sunt persoane care doresc să urmeze acest serviciu, există posibilitatea legală de a fi rezerviși voluntari.